Bună ziua și bine v-am găsit la conferința noastră de presă. E o mare bucurie pentru noi să facem un prim pas pentru realizarea unui pol de dreapta astăzi printr-o conferință de presă comună, printr-o poziție comună pe care partidul Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, îl are cu partidul Alternativa Dreaptă. Poziția noastră comună se referă la liberalizarea vieții politice din România la 30 de ani de la Revoluția din 1989. Nu avem o viață politică liberă cu adevărat pentru toți competitorii electorali. Îi dau cuvântul domnului Valentin Lixandru, președintele Alternativa Dreaptă București. Mulțumesc, George. Bună ziua tuturor. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența noastră aici. Ea ne bucură. Mulțumim tuturor celor care sunt live alături de noi și privesc la această conferință de presă. Așa cum George, în calitate de gazdă, căruia îi mulțumesc și lui și domnului Claudiu Târziu, în calitate de copreședinte AUR, m-au invitat aici să susținem împreună un punct de vedere comun cu privire la modificarea legislației electorale care guvernează procesul electoral de alegere a reprezentanților locali, a primarilor, precum și la nivel național a parlamentarilor în România în cursul anului 2020. Ordonanța de urgență dată recent de PNL vă este bine cunoscută. Prevederile ei sunt deja publice. Am lecturat-o și noi și concluziile la care am ajuns le vom spune pe scurt, astfel încât să punctăm elementele principale ale acestor modificări electorale. Și anume, un prim impact al modificării actualei legislației electorale este că se restrânge dreptul de liberă asociere a persoanelor. Oricine dorește să-și exprime liber, pe baza propriei decizii, printr-o semnătură, printr-un tabel de semnături, candidații prezentați de un partid sau de celălalt, nu mai pot face astăzi ca până acum, deoarece trebuie să fie împuterniciți de partidele respective. Asta restrânge, cum spuneam inițial, dreptul de liberă asociere. Îl viciază. Pentru că tu nu mai poți să te duci liber pe baza ceea ce citești și a ceea ce îți dorești și pe baza ceea ce simți să dai semnătura ta decât birocratizat. Acest fenomen nu mai este unul liber, este coordonat, birocratizat, așa am spus eu. Prima chestiune. A doua chestiune. PNL confirmă precedentul periculos creat deja de PSD. PSD, în urmă cu anii trecuți, a modificat prin mâna fostului trezorier legislația electorală cu privire la finanțarea partidelor. Prin două schimbări elementare în legislația de finanțare, a crescut foarte mult procentul de finanțare a partidelor din arcul puterii cu până la 40%. Ori aceasta a avut influență directă în bugetul de venituri al României. Nu că s-ar fi întâmplat ceva grav, dar partidele au beneficiat din gros și din plin de aceste subvenții din perspectiva noastră nejustificate. De ce? Pentru că banii aceia puteau fi mai bine gestionați, mai bine folosiți și asta arată două lucruri. În primul rând, că acele sume, chiar mult mai mici, cum spuneam, cu 40%, au acoperit integral în anii precedenți modificării respectivei părți electorale, respectivei părți din lege, toate nevoile partidelor. Odată cu acea modificare, ei au avut acces la finanțe mult mai mari, la un buget mărit, astfel încât au putut să facă orice cu acei bani.
Nu întâmplător, pentru cei ce urmăresc cu atenție site-ul Autorității Electorale Permanente, veți găsi la dispoziția tuturor celor interesați rapoartele de control ale Autorității Electorale Permanente, care confirmă și prezintă public modul total nejustificat de folosire a banilor publici în cheltuielile de finanțare. Iar acest lucru se poate observa foarte simplu, cum spuneam, pe rapoartele de control. Uitați-vă la amenzile, la cuantumul amenzilor pe care îl dau reprezentanții Autorității Electorale Permanente din București, dar și din teritoriu, cu privire la inadvertențele pe care le fac reprezentanții partidelor politice. Știm ce s-a întâmplat cu domnul Drăghici. A băgat mâna până la cot în bugetul PSD să-și cumpere vilă și mașină personală. Și acum știm unde este. Ce face PNL acum? Fix același lucru. Dacă PSD a vizat, să spunem, un element extrem de prozaic, și anume mai mulți bani, PNL bate mai lung, și anume dorește să acapareze cât mai multă putere. Cum? Prin ceea ce spuneam mai devreme. În ce fel? Restrângând drepturile electorale, restrângând perioada de strângere de semnături, care până acum era o lună, acum este 2 săptămâni. În condițiile exprimate mai devreme, practic își ajustează doar pentru ei, a partidelor aflate în arcul puterii, opțiunile și intrarea pe turnantă către alegeri. Ei vor fi cei avantajați în raport cu noi competitori politici, partidele politice care nu sunt în Parlament, sunt în afara Parlamentului, își vor da sieși pentru sine mai multă autoritate, mai multă posibilitate de acces pe resurse, mai multă putere. Ori, noi considerăm că, în esență, metoda este aceeași. Scopurile diferă. Dar nu poți să validezi o metodă trăind așa o idee cum că aceste modificări ajută, de fapt. Nu. În esență este vorba de una și aceeași metodă care nu poate fi validată etic. Nu poate fi validată etic. Probabil că unii dintre noi vor considera că dacă facem apel la normele etice și de respectarea lor și atragem atenția că ele nu sunt deloc respectate, pe lângă cele legislative care sunt evident încălcate, vor considera probabil unii dintre privitorii noștri sau cei ce vor vedea acest videoclip ca fiind idealiști. Dragilor, idealismul este necesar în politică. Întotdeauna, pentru a face o politică de calitate, ai nevoie de 3 resurse importante. Prima este visul. A doua sunt oameni. Și a treia sunt bani. Degeaba ai oameni și bani dacă n-ai un vis. Și invers. Nu poți să mergi oricum, lasă că, pe principiu, cum spunem noi românii, lasă că merge și așa. Nu merge așa, nu merge oricum. Ori, asta ne dorim noi, asta propunem acum, prin această conferință de presă, ca românii să înțeleagă aceste jocuri care se fac la nivel înalt și cum le vor afecta ele, viețile și chiar posibilitatea lor de a-și exprima liber și neîngrădit dreptul la vot. Votul în sine, care urmează să fie dat pentru alegerile parlamentare și cele locale, probabil într-o perioadă de timp alăturată, știut fiind faptul că se discută despre alegeri parlamentare anticipate. Din punctul nostru de vedere, lucrurile acestea nu fac decât să antagonizeze și mai mult piața politică existentă, și se constituie într-o frână de a procesului de schimbare a clasei politice actuale. Personal, consider că de la actuala clasă politică nu mai putem aștepta nimic. Iar aici, alături de o parte din reprezentanții noii clase politice din România, care se ridică, considerăm că este timpul aceste schimbări a clasei politice, nu neapărat a unei prelor de ștafetă, pentru că asta ne duce cu gândul în altă parte, dar este necesar să existe o schimbare. Și schimbarea nu o facem neapărat prin legislație.
O facem propriu-zis efectiv prin schimbarea oamenilor. De aici pleacă cu adevărat schimbarea și în societatea românească. Atâta timp cât aceiași oameni care au diriguit în ultimii 30 de ani resursele bugetare ale României, tot ceea ce a însemnat până la acest an banii publici, o vor face în continuare, lucrurile nu vor merge din punctul nostru de vedere în direcția pe care și-o doresc cei mai mulți români și pe care ne dorim cu toții. Eu vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și sperăm că putem să răspundem ulterior tuturor întrebărilor care vor fi atât live, cât și ulterior. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Alexandru, mulțumim colegilor și viitorilor, sperăm noi, aliați de la Alternativa Dreaptă. Partidele parlamentare actuale își fac singuri legi, își dau privilegii, sunt singurii care au voie să aibă reprezentanți în secțiile de votare, au bani din bugetul public, 100 de milioane de euro și mai mult în fiecare an, au bani pentru campaniile electorale tot de la noi, de la contribuabili, și este o luptă inegală a lui David contra Goliat cu acești mastodonți din politica românească care caută să-și păstreze privilegiile. Rog pe colegul meu, Claudiu Târziu, să exprime și poziția AUR cu privire la legislația electorală, după care vom intra și în celelalte subiecte ale conferinței noastre de presă săptămânale legate de cazul Smicala și îl salut pe domnul George Alexander, care este alături de noi și o să-l invităm să vină aici în față, legat de votul în diaspora și legat de muzeul satului din Bran. Claudiu, te rog. Da, în linii mari și chiar în amănunt, colegul nostru Valentin Alexandru a explicat mecanismele prin care cei care se află astăzi la putere, împreună cu cei care sunt într-o falsă opoziție, încearcă să blocheze schimbarea clasei politice, primenirea ei, dacă vreți, că o schimbare radicală este imposibilă într-un termen scurt și un termen în care ar trebui să se schimbe această clasă politică, având în vedere dezastrul în care a adus țara. Vedeți dumneavoastră, există două motive mari pentru care oamenii de calitate stau în afara politicii de partid și totodată, la pârghiile de putere se mențin oameni nepricepuți, fără caracter și fără bune intenții. Aceste două cauze sunt următoarele. Prima, prestația execrabilă a clasei politice românești din ultimii 30 de ani, care a produs o scârbă de tot ce înseamnă politică, o îndepărtare a electoratului față de politică și, bineînțeles, că a determinat absenteismul masiv care a devenit, din păcate, obișnuit la aproape fiecare ciclu electoral. Deci, prin această scârbă, sunt ținuți deoparte oamenii de calitate care ar putea să se implice în treburile cetății și de care am avea nevoie. Pe de altă parte, vedeți bine, prin tot felul de malversațiuni cu aparență legală, dar care încalcă în mod clar drepturile fundamentale ale cetățenilor, drepturile politice, încearcă să blocheze pătrunderea oricăror noi competitori politici. Încearcă să își prezerve o situație privilegiată. Și așa se poate traduce și faptul că nu se schimbă legea privind alegerea primarilor într-un singur tur,
În felul ăsta, primarii, în funcție, își asigură mandat după mandat, aproape fără niciun fel de efort. Și, bineînțeles că sunt legați umbilical de către partidele care se perindă la putere într-un circ desăvârșit, dar cu pretenția că ele reprezintă alternativa. La fel se traduce și această modificare în timpul jocului a regulilor de competiție electorală, de care se face vinovat de data aceasta Partidul Național Liberal. Ne așteptam mai puțin la PNL la o astfel de manevră, întrucât a clamat în ultimii ani necesitatea respectării drepturilor constituționale, a democrației și așa mai departe, și s-a plâns de abuzurile făcute de PSD și abuzuri reale, nu inventate. Ne așteptam ca, odată ajuns la putere, să aibă măcar o reținere în a continua același drum lipsit de onoare și lipsit de orice contact cu dorințele și cu năzuințele electoratului al PSD. Pe scurt, aceste două pricini stau în calea înnoirii clasei politice, de care avem nevoie cu disperare, pentru că vedem foarte bine, așa nu se mai poate. Noi încercăm să tragem toate semnalele de alarmă posibile și mai ales sperăm că vom ajunge cu mesajul nostru la electorat, pentru că numai electoratul poate sancționa în mod decisiv astfel de operațiuni, cum am spus, neloiale și neconstituționale. Cu acestea putem să trecem la următorul subiect al conferinței noastre. Îl rog pe George să prezinte mai departe. Mulțumesc, Claudiu, și în numele echipei noastre de la sediu și urăm la mulți ani. Face o frumoasă vârstă astăzi colegul meu Claudiu Târziu și ne bucurăm alături de toți colegii din țară și din diaspora să-l sărbătorim. O ultimă mențiune. Domnii de la USR, care au inițiat alături de alte partide și ONG-uri, o strângere de semnături, oameni noi în politică, sunt în Parlament, au condiționat votarea guvernului. În continuare, un număr aberant de semnături, sau înjumătățit, dar cel mai mare număr de semnături în continuare din toată Europa. Domnii de la USR, nu vrem să credem că au fost doar operațiuni de PR ce ați făcut dumneavoastră și cu Fără Penal și cu oameni noi în politică. Dacă acum vedeți că voi strângeți rapid acele semnături sau le cumpărați după caz, nu-i cazul să îngrădiți accesul în viața politică pentru formațiuni noi, conservatoare, care sunt chiar de partea dreaptă a eșichierului politic și de partea dreaptă a istoriei. Așa că aveți foarte grijă, pentru că electoratul vă va sancționa. Vom discuta în continuare a conferinței noastre de presă de astăzi despre declarațiile absolut scandaloase făcute de președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ceaba Astaloș, care n-au fost sancționate cum trebuie în spațiu public în ultimele două zile de nimeni. Vom aborda subiectul copiilor români din țările nordice și vom discuta un pic și despre norma de reprezentare pe diaspora la solicitarea filialei noastre AUR din UK. Colegul meu, prim vicepreședinte al tineretului Alianței pentru Unirea Românilor, un tânăr din Sfântul Gheorghe, Covasna, centrul țării, Cosmin Teodor Iosub, despre ce se întâmplă în centrul țării cu românii și despre CNDC și codul administrativ. Mulțumesc, George. Bună ziua, la fel cum v-a spus și colegul meu, George Simion.
Mă aflu astăzi în cadrul acestei conferințe de presă pentru a atrage un semnal de alarmă actualelor partide politice, aducându-le la cunoștință că prin complicitatea și parteneriatele dese pe care le-au avut cu această caracatiță numită UDMR, au creat o serie de evenimente ce au afectat și au destabilizat suveranitatea statului român. Iar în ultima perioadă, după cum bine ați văzut, am asistat și asistăm în continuare la o declarație cu adevărat revoltătoare făcută de către domnul Astalos Ciobo, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. În declarația acestuia am auzit cu toții faptul că Ungaria este prezentă în ultimii ani, activ, acolo unde statul român și-a pierdut sau și-a cedat puterea. Mai exact în Transilvania, cu accent pe cele trei județe, Covasna, Arghita și Mureș, acolo unde Ungaria a investit în ultimii ani în școli, grădinițe, evenimente culturale, dar mai ales a oferit un număr important de cetățenii ungare pentru cetățeni români. Declarația este revoltătoare prin adevărul pe care președintele CNCD, acest domn care, sincer, în ultimii ani mi-a creat impresia că a descoperit elixirul veșniciei în cadrul instituției pe care o conduce, deoarece domnul Astalos este la conducerea CNCD de aproximativ 15 ani. Deseori, președintele CNCD creează impresia că reprezintă mai mult statul ungar și mai puțin interesele statului român. Am aflat curând că actualele partide politice aflate la conducere, care prin blaturi și înțelegeri cu UDMR-ul, au scos din nou din sertar modificările pentru codul administrativ, iar societatea civilă care s-a unit pentru a organiza un eveniment de protest în data de 23 februarie la ora 16:30 la Patul Cotroceni, suferă mici, să spun așa, piedici, deoarece autoritățile vor să împiedice acest eveniment, desigur, cu complicitatea UDMR-ului. Iar pe această cale facem un apel către autorități și către președintele României, Klaus Iohannis, să nu cedeze în fața presiunilor pe care UDMR-ul le face, să o lase românii să își manifeste interesul și mai ales să-și exprime problemele față de modificările codului administrativ, iar președintele Klaus Iohannis îi transmitem să nu semneze aceste modificări și să-și mențină punctul de vedere de acum 2 ani de zile. Vă mulțumim frumos! Da, am bucuria să introduc un coleg nou, pe domnul George Alexander, jurnalist și scriitor cu ștate vechi, un om care s-a bătut pentru libertate, pentru demnitate și pentru românism în ultimii 20 și ceva de ani. A fost în Norvegia timp de 2 decenii, de unde s-a întors pentru a susține un front național și creștin în România și pentru a își duce la bun sfârșit misiunea pe care și-a asumat-o, aceea de a apăra familia românească și mai ales de a proteja drepturile copiilor români. Îl rog să vorbească despre subiectele pe care le-am ales pentru astăzi, subiecte foarte dureroase, cu cât ele sunt deja vechi la noi. Vă mulțumesc! Dragii mei, sunt la fel de dezamăgit ca și voi de această clasă politică din România atât de primitivă și rudimentară, atât de incompetentă și de nepăsătoare la suferințele poporului român, indiferent cine s-a aflat la putere, din păcate, în ultimii 30 de ani și-a bătut joc efectiv de poporul român, am ajuns pe marginea prăpastiei. Am văzut, am constatat cu amărăciune că lor nu le pasă de noi. Ei sunt cei care au drepturi speciale,
Ei sunt cei care manipulează legislația după propriile lor interese. Speranța este numai și numai la voi, noile forțe politice și la voi, cei tineri. Din păcate, mulți s-au resemnat în societatea românească și eu aș vrea să vă reamintesc cuvintele unui mare om, mare scriitor la care eu țin. Indiferent cu ce se ocupă în viața de zi cu zi, fiecare om de pe pământ joacă rolul principal în istoria lumii. Fiecare din noi, dacă vrem, putem juca rolul principal în istoria acestei țări, implicându-ne. Accidentele grave de muncă problemele privind instituțiile de forță din diferitele țări au creat drame de nedescris pentru, vă spun, mii de români. Am constatat cu toții că, indiferent cine este la putere, nu se implică, sunt total neputincioși și au moștenit acea tendință de a linguși totdeauna străinii, de a nu veni cu argumente pertinente și de a refuza să lupte pentru propriul popor. Ați auzit cu toții de cazul familiei Smicală. Este un, ce să vă mai zic, este ceva strigător la cer. Este vorba despre doi copii de 13 și 14 ani cărora le-au fost încălcate absolut toate drepturile. Vă spun că am trăit în Scandinavia, în Norvegia, 20 și ceva de ani am lucrat ca director general chiar în instituții educative și cunosc destul de bine legislația din Scandinavia. Dacă ne referim la Carta ONU privind drepturile copiilor, dacă ne referim la legislația Uniunii Europene și la legislația națională a Finlandei și României, vedem că este vorba de niște abuzuri de nedescris. Acești copii au competența de a spune unde vor să trăiască și lângă cine vor să fie. Ceea ce se întâmplă, de fapt, este o răzbunare a instituțiilor de forță finlandeze. Ei se răzbună pe doctorița Camelia Smicală, mama lor, și în același timp se răzbună pe acești doi copii. Deci au fost internați în adevărate lagăre de copii. Au încercat să-i disciplineze, să-i dreseze. Le-a fost interzisă ora de religie cu mentorul lor, episcopul Macarie, preasfinția sa, episcopul Europei de Nord. Pur și simplu li s-a interzis să vorbească în limba română. Copiii, bineînțeles că nu au putut să reziste unui asemenea tratament. Mihai a fugit de cel puțin două ori din aceste lagăre, pur și simplu. O lume întreagă a fost scandalizată. Ultima dată au fugit din nou din casele de copii. Trebuie să vă spun că au fost internați în case diferite de copii, tot așa ca să-i distrugă psihic complet. Au fugit amândoi din aceste case de copii, au fost prinși de poliție și acum sunt internați în niște instituții de psihiatrie, unde li se administrează sedative și tot felul de tratamente, tocmai pentru a-i distruge psihic. În fața unor asemenea abuzuri nu putem închide ochii și vă spun, fac un apel la toate forțele politice din România,
Fac un apel la mass media din România. Vă rog, mediatizați acest caz și vă spun că sunt mult mai multe cazuri decât drama aceasta, dar haideți să începem de undeva sau să continuăm. Am reușit împreună să salvăm copiii Bodnariu, copiii Nan. Haideți să facem tot posibilul să salvăm și acești copii care sunt, trăiesc în niște condiții inumane. Vreau să vă spun că am primit multe telefoane de la cetățenii români din străinătate care se află în niște situații îngrozitoare. Este cumplit să fii printre străini și să vezi că nimeni nu-ți întinde o mână de ajutor. Vreau să vă spun însă și alt lucru. Există instituții de forță din străinătate care terorizează cetățenii români chiar în propria lor țară. Deci am primit telefoane de la oameni care spun, m-a sunat poliția din, sau m-a sunat instituția aceea și m-a amenințat în propria mea țară. Și să vă mai zic încă un lucru, nu vreau să dau exemple, dar poate ar trebui să dau exemple. Și am să spun despre un parlamentar USR care a fost amenințat de ambasadorul Finlandei la București. Acest om a încercat să ajute tocmai familia Smicală și a fost amenințat de acest ambasador care și-a depășit cu mult atribuțiunile. A fost amenințat că doamna respectivă va lua legătura cu președintele partidului și îi va explica faptul că deputatul respectiv subminează relațiile dintre Finlanda și România. Deci așa de jos am ajuns. Fost deputatul USR, exact. Deci vă rog frumos, haideți să facem tot ce ne stă în putință să ajutăm această familie. Încă un lucru în încheiere. Pe 14 și 15 martie dorim să organizăm un protest global. Tot cât mai mulți oameni să participe și în mod sigur vom protesta în fața ambasadelor Finlandei din toate țările, sper. Și până la urmă sper ca bunul simț să învingă. Doamne ajută! Vă mulțumesc încă o dată tuturor forțelor care într-adevăr se implică și iau apărarea românilor din străinătate. Mulțumim mult! Pe 14 și 15 martie facem un apel la toți membrii și simpatizanții noștri să fie alături de copiii doamnei doctor Smicală. O să fim și noi duminică cu membrii noștri la protestul din legat de codul administrativ și cerem președintelui Klaus Iohannis pentru românii din Harghita, Covasna și Mureș, pentru o normalitate, pentru o Românie normală, să nu promulge acel cod antinațional. Sperăm ca primăria Bucureștiului să nu pună piedici societății civile românești, pentru că am văzut că mulți demonstrează și protestează fără nicio autorizație și toate forțele antinaționale nu au nicio problemă cu legea acestui stat. Sperăm românii noștri să beneficieze de dreptul la liberă adunare, că politică liberă vedem că nu putem face prin îngrădiri de fel și chip. Vreau să trag un semnal de alarmă și față de votul din diaspora. V-am spus mai devreme, am primit un semnal de la filiala noastră din Marea Britanie. Poporul român a votat și a hotărât că ar trebui să avem 300 de parlamentari. Din păcate, niciun referendum organizat până acum în România în acești 30 de ani nu s-a dus la bun sfârșit și voința poporului nu reprezintă mai nimic în fața actualelor partide parlamentare și în fața celor care ne-au condus în acești 30 de ani.
Vreau să vă zic că legea electorală actuală nu este respectată măcar de către aceste partide politice parlamentare. Pur și simplu s-au mărit din pix numărul parlamentarilor din diaspora, dar fără nicio coerență în mesaj. Conform actualei legi electorale, la 73.000 de locuitori avem un deputat și la 168.000 de locuitori avem un senator. Românii din diaspora practic nu există pentru statul român și nu înțeleg guvernul PNL cum a gândit 8 deputați, 4 senatori, așa din pix, pur și simplu, pentru că din cifrele minime care sunt la dispoziția noastră, avem 900 de mii de cetățeni români care au domiciliu în străinătate, au acele CRDS-uri și numai pe baza acestor date și acestor buletine, acestor CRDS-uri, ar trebui să avem o normă de 12 deputați și 5 senatori. Calculul e simplu, putea să-l facă și guvernul Orban. Dar nu sunt numai cei 900 de mii de români. Avem minim 4 milioane de români, conform datelor de la Ministerul de Externe, atenție, care au rezidența în străinătate. Deci acești români nu au reprezentare și sunt pur și simplu șterși din orice calcul de actualele partide parlamentare. Vreau să salut, pe lângă faptul că ni s-a alăturat domnul George Alexander și sperăm să îl avem în viitorul parlament, va candida din partea AUR pe o poziție eligibilă la Parlamentul României pentru a se lupta în Parlamentul României pentru copiii români de oriunde ar fi. Vreau să salut prezența în sală și a doamnei Simona Niculescu, care va candida în județul Argeș și încurajăm pe toți oamenii din afara sistemului actual să facă acest pas, să iasă în față și să-și asume candidaturi la alegerile locale și la alegerile parlamentare, care sperăm noi să fie la termen și toată lumea să respecte măcar legile actuale și Constituția actuală, dacă mai mult nu pot. Mulțumim tuturor celor prezenți, vrem să anunțăm că sâmbătă vom participa alături de societatea civilă și alături de brăneni la protestul pentru salvarea Muzeului Satului din Bran. E la ora 11, invităm toți românii sâmbătă pe 22 februarie la ora 11. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră, vă rog. Vă rog. Este clar că actualele partide parlamentare au creat un sistem închis de parte de cetățean ce nu servește intereselor naționale și astfel s-ar impune nevoia unei unități a formațiunilor din afara sistemului, politice sau nu, dar în primul rând politice, care să spargă acest zid. V-aș vrea să-mi spuneți ce discuții ați purtat sau planificați în acest sens. Chiar și conferința de astăzi este un prim pas. Salut iarăși prezența colegilor de la Alternativa Dreaptă. Dorim să creăm o alianță comună a tuturor celor care au drept ghid în viața politică și în viața publică libertatea, credința, familia și națiunea. Dorim și purtăm discuții cu toate formațiunile care cred în aceste valori și vrem să ne găsim, desigur, pe o platformă comună. Sloganul nostru e simplu: unirea face putere. Așa că să ne unim. Vă mulțumesc din suflet. O zi bună!